Un bărbat de 46 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 12 al unui bloc de locuit. Preliminar, victima și-ar fi pus capăt zilelor. Totul s-a întâmplat în seara de 6 septembrie, în jurul orei 18, pe strada Independenței din sectorul botanic al capitalei. Cadavrul victimei a fost observat de către trecători, care au chemat poliția și ambulanța la fața locului. Oamenii legii au stabilit că victima este un bărbat de 46 de ani, originar din capitală. Medicul legist venit și el la fața locului a constatat că moartea bărbatului a survenit în urma traumelor primite după căzătura de la înălțime. Una dintre versiunile polițiștilor este suicidul. Pe cazul dat a fost pornită o anchetă, iar polițiștii urmează să stabilească ce l-a făcut pe bărbat să recurgă la acest gest extrem. Bărbatul decedat era căsătorit și locuia împreună cu familia sa.